Bun timp. Doamna viceconsul din Isătan. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vreau să felicit inițiativa colectivului ziarului Văzurile Bucovinei pentru că cinstește memoria colegilor, celor care au fost înainte, pentru că în fond nu poți construi nimic dacă nu te bazezi, dacă nu ai o bază solidă, dacă nu ai respect pentru activitatea celor care au fost înainte. Pentru familie este o pierdere dureroasă, dar rămâne respectul pentru activitatea pe care a făcut-o domnul Mihai Cean, omul și jurnalistul Mihai Cean. Vreau să urez colectivului Zorile Bucovine multă putere de muncă și sănătate, să ducă mai departe munca domnului Gheorghe Mihai Cean și să păstreze valorile pentru care a luptat acest om. Mulțumesc!